una dintre părțile cele mai interesante ale Bibliei este istoria turnului Babel și o să citesc uh, textul care mă interesează uh, și au mai zis haide să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârst atingă cerul și să fare facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a să vadă ce tatea și turn pe care îți dau fi oamenilor. Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă și iată că de ce s-au pocat acum e, nimic nu iar ca să facă tot ce și-au pus în gând. Haideți să ne coborâm, să le încurcăm acolo limbile ca să nu mai înțeleagă vorba unii altora. Mi se pare că aici este o e, lecție mai adâncă decât pare la prima vedere. E, oamenii, Biblia spune că oamenii au zis, haideți să zidim un tur până la cer. Dar ce înseamnă haide să zidim un turn până la cer? Cât de, cât de înalt trebuie să fie turnul? Cât de mare trebuie să fie baza? Dacă e piramidă, se construiește într-un fel. dar este mai simplu de făcut. Dar dacă turnul nu este o piramidă, avem o mare problemă cu cât este mai înalt. Cât de rezistent trebuie să fie materialul? Cât de, ce forță de muncă avem nevoie să să folosim la construcția turnului, cât material avem nevoie să folosim și așa mai departe. Toate aceste probleme se pare că sunt străine autorului Bibliei. Oamenii vin, haide să construim un turn, să apucă să zidească. Lecția interesantă este cea cu încurcarea limbilor. În ce sens? Nu poți, folosind limbajul natural, bă, hai să facem un turn, cum? Vrei să fie mai așa, mai nu știu cum? Uh, hai că avem nevoie de niște crămidă, da? Uh, Apreciind după, sau de piatră și zmoală, mă rog, cam atât ar fi nevoie. aprecind după ochi. Să-ți dai seama exact de cât material ai nevoie, cum să repartezi forța de muncă, uh, cum să construiești turnul. Nu poți să faci, nu poți să acest lucru. Uh, așa că confuzia limbilor este de fapt o lecție cu privire la faptul că atunci când folosești limbajul natural, când nu ai concepte abstracte și nu ai modele abstracte ale realității, când nu știi, măcar nu știi până unde vrei să construiești turnul, până la cer este un termen foarte vag, nu poți să coordonezi un proiect. Și probabil că evreii au avut o mare surpriză când a ajuns în Babilon, au văzut ziguratul în mijlocul orașului, care avea circa 30 de metri înălțime și probabil când era ceață să pierdea în nori. Uh, s-au întrebat oare cum au construit Babilonii Ziguratul? Foarte simplu. Babilonii foloseau geometria și știau că corpurile geometrice, indiferent de mărimea lor, uh, uh, raportul între diferitele dimensiuni este același. Așa că dacă aveau un model geometric poate nu pe hârtie, pe nisip, pe o tablă de lut, oricum îl făcea. Cunoscând legele geometriei, nu atât de bine ca geometria euclidiană, dar cunoscând destul de bine geometria, puteau să facă turnul în miniatură. Și după aceea știau exact cât de mare trebuie să fie, să fie fiecare latură, cât material au nevoie, câtă forță de muncă să aloce și așa mai departe. Ce învățăm de aici? Una dintre problemele pe care le avem în studiul Bibliei este acela că noi în cunoașterea realității, în cunoașterea rațională și științifică a realității, în gândirea modernă, folosim modele abstracte. În timp ce limbajul Bibliei este natural, nu folosește modele abstracte. Și aș dori să încep un nou serial în care să raportăm modelele pe care le folosim ca să înțelegem realitatea la Biblie. Deci, dorința mea nu este în niciun caz să, să dărâm credința în Biblie, ci mai degrabă să actualizez Biblia. Și uh, aș vrea să spun uh, câteva cuvinte despre modele abstracte și despre, uh, despre felul în care înțelegem realitatea și felul în care mulți credincioși înțeleg realitatea. Uh, una dintre. Uh, școlă de gândire care a influențat foarte mult America în perioada revoluționară și care a influențat uh, bisericii din America este așa zisul Common Sense Philosophy. Uh, common Sense uh, există chiar, o, a existat o carte excelentă a lui Thomas Paine The Common Sense Book uh, Common Sense Ar avea sensul uh, în uh, la să secolului pe de democrat de uh, felul în care vede majoritatea lucrurilor și simțul comun, sau bunul simț, spunem noi. Cumva, filozofia aceasta era bazată pe, mai mult pe învățătorul unui filozof scoțian Thomas Reid, dar pleca de la Francis Bacon. Și anume, ideea era că omul, bunul simț, este, poate orienta pe om în cunoașterea adevărului, în, 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 înțelegerea realității. Și, bineînțeles, ideea era că felul în care văd majoritatea lucrurilor sau felul în care, în mod tradițional, a fost văzut un lucru, este cel corect. Acesta s-a plecat mai ales la înțelegerea Bibliei, pentru că aici a fost un aspect pozitiv, în sensul că interpretările extreme ale Bibliei, care mergeau împotriva bunului simț, au fost înlăturate. În același timp, însă, ideea era că bunul simț sau simțul comun al majorității trebuie să decteze atât interpretarea Bibliei cât și interpretarea realității. Ce legătură are asta cu turnul Babel? Turnul Babel, așa cum e raportat în Geneza, este o construcție bazată pe bunul simț. Avem nevoie de piatră, avem nevoie de smoală, da? Avem nevoie de forțe de muncă, avem nevoie de material. Vrem să ajungem la cer, cât e pe la cer nu ne interesează. Apreciem, în general, distanța până la cer și la un moment dat turnul ajunge la un fiasco fiindcă își dau seama că ei nu își pot coordona acțiunile și, mă rog, Turnul nu stă în picioare, nu merge. Filozofii, începând de la Socrate, ne-au avertizat cu privire la faptul că bunul simț ne înșeală și că opinia majorității poate să fie înșelătoare. Biblia nu este o carte cu, bazată pe gândire abstractă. Biblia este o carte bazată pe bunul simț. Când Biblia ne spune că eu a obrit soarele în mijlocul cerului, este ceva bazat pe simțul comun. Multe dintre istorile Noului Testament sunt bazate pe simțul comun. De exemplu, când în Ioan capitolul 4 se spune că un înger cobora din când în când și tulbura apele. Cine sărea primul în apă era vindecat. Era percepția majorității. Dar ceea ce ne-a învățat filozofii creci, începând de la Socrate, mai ales, de fapt și din, și din perioada socratică dar mai ales începând de la Socrate, este faptul că majoritatea greșește și că simțul înșeală. Și la antipatul lui Bacon a fost René Descartes, care ne-a explicat că singurul lucru de care putem fi siguri este ceea ce este modelat matematic. Această idee este la baza științelor moderne și la data aceasta în orice domeniu se caută, în mod foarte cartezian, să se ajungă la un model matematic. Acum, gândiți-vă, uh, pentru că probabil că unii deja, deja sunteți gata să mă contraziceți, gândiți-vă la diferența între felul în care au construit, au încercat să construiască turnul Babel, uh, cei despre care spune Cartea Genezei, și felul în care au construit sumerienii. Sumerienii au avut la bază un model matematic și din cauza asta au reușit. Uh, cei care au construit turnul Babel n-au reușit pentru că n-au avut model matematic, ci s-au bazat pe bunul simț. Imaginați-vă că NASA ar trimite o rachetă în direcția Lunii sau în direcția la Saturn și trebuie să ajungă acolo că între acolo este Luna, între acolo e Marte, dar NASA nu face așa. De fapt, NASA calculează și de multe ori calculează intersecția între orbita unei nave cu orbitele planetelor ca să folosească legile lui Kepler, creând elipsă după elipsă și nava este accelerată și împinsă în afara sistemului solar. Deci totul este un model matematic uh, foarte, foarte exact. În toate domeniile, la data aceasta, folosim modele matematice. Și uh, acolo unde nu mai folosim modele matematice, facem ca grecii. Grecii au inventat geometria euclidiană, care este pur deductivă. Dar acolo unde nu mai puteau să măsoare, au operat la logică și la raționamentul filozofic. Și au construit modele filozofice ale realității, cum a fost, de exemplu, filozofia lui Platon sau filozofia lui Aristotel. E bine, în, în timpul primele secole ale creștinismului, astfel de modele au fost folosite pentru a explica relația între cele două testamente sau între cele două naturale lui Isus, modele inspirate din gândirea greacă. Și dorința noastră este să explorăm atât modelele științifice în care înțelegem realitatea în relație cu afirmația Bibliei, dar și modele filozofice, care sunt modele abstracte, însă nu sunt uh, măsurabile. În această, cu această ocazie, cu prima ocazie, aș vrea să abordez o problemă care am avut mult de furcă cu ea. Și care este problema mea în privința aceasta? Probabil că ați, ați a, asistat la lecțiune de la școala de sabat și ați văzut că, mă rog, am făcut un efort care de mulți a fost interpretat ca fiind destructiv, să a, distrug o anumită idee preconcepută, bazată pe simțul comun. Și care este aceasta? A, ideea că evoluția nu este posibilă. Și într-adevăr, simțul comun ne spune că evoluția este posibilă. Atunci când un tânăr sau o tânără a să merge la medicină și studiază cât de complex este creierul uman sau cât de complexe sunt funcțiile celulei, deodată realizează că această complexitate, bunul simț îi spune că această complexitate nu poate să fie atinsă prin, să zic, prin, prin mecanisme aleatorii și prin evoluție ci trebuie să fie lucrarea unui proiect inteligent. Uh, uh, și atunci când am contrazis ideea proiectului inteligent, mulți au înțeles că contrazic Biblia. Aș vrea ca să, uh, în această. Uh, cu această ocazie să explorez relația dintre ceea ce spune Biblia și uh, creșterea complexității în mod natural, în natură și în Univers. Uh, și pentru aceasta o să mă duc la o altă scenă din Biblie. Uh, faimoasa scenă cu oile lui Iacov și Laban. Deci, Iacov are o înțelegere cu Laban și înțelegerea aceasta este în felul următor. Laban întreabă pe Iacov ce să-ți dau și Iacov îi spune azi am să trec prin toată turma ta. Am să pun deoparte din noi orice miel sein și pestriț și orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbriania. Cura și sutrea mai departe. Iacob a tăiat niște nuiele și le-a le cojit și le-a pus la dăpătoare ca oile să se uite la ele și să facă miei sein și pestriți. Acum nu știu bine care este diferența între sein și pestriți. Dar aș vrea să plec de la această întâmplare din Geneza uh, și lăsăm la o parte înțelegerea clar greșită a lui Iacov care iarăși merge pe o filozofie a bunului simț. Dacă oaia se uită la ceva și mielul va fi ca lucru pe care îl privește oaia, este o superstiție foarte răspândită în popor. Și unii care îi dau o, 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 o alură spirituală că, te, că dacă tu la ceva ci se schimba ADN-ul și de-aia nu-i bine să vezi filme și nu-i bine să te uiți la lucruri păcătoase, pentru că ți se modifică natura ta și așa mai departe. Aș vrea să, prezidentul Mătelic, vreau să abordez problema aceasta a oilor lui, lui Iacob, ca punct de plecare, ca să discut problema evoluției complexității în natură. Și vreau să arăt că această evoluție a complexității, în mod natural, nu este contrară Bibliei. Și pentru a vedea că nu e contrară Bibliei, mă voi întoarce iarăși după aceea la istoria lui Iacob, ca să că este foarte biblică. Ceea ce, diferența între Biblie și modelul științific este acela că Biblia folosește limbajul simțului comun și modelul științific este matematic. Deci, o să iau, am aici un număr de 9, de șase cărți. Și o să Spun că pa, popa sau regele este cromozonul de miel sein și dama este cromozonul de, de miel pestriț. Spus, nu prea știu care e diferența între sein și pestriț, dar plec de la premisa că Iacob știe ce spune. Deci am aici un, o oaie care are un cromozon de uh, miel pestriț și unul de miel sein. Am alta aici, care are doi cromozoni de miel pestriț și aici alta care are doi cromozoni de miel sein. Și este posibil, așa cum știm, ca oaia care are această oaie, deci un pestriț și un sein, un, un popă și o damă, această oaie uh, uh, are în mod siguranță unul dintre, una dintre genii este recesivă. Așa că fie că mielul este sein, fie că este pestriț. Dar el are ambii cromozomi. Celelalte două cazuri, ambii sunt sein sau anticromozoni sunt pestriți. E bine, oile acestea se împerechează, uitându-se la inele, la nuiele. Și indiferent ce face Iacob cu nuielele acestea și indiferent ce văd ele cu nuielele, este posibil, sunt posibil doar nouă, nouă Uh, combinați între acești cromozomi. Da? Deci, uh, combinăm, uh, uh, cred că am spus că stai sein. Sein cu sein, sau combinăm sein cu pestriț, sau combinăm uh, pestriț cu pestriți sau pestri, combinăm sein cu sein, uh, sau pestriți cu sein și sein cu sein. Deci sunt nouă posibilități. Și aceste nouă posibilități dau fie uh, uh, oaie cu cromozon, ambicromozon sein, fie oaie cu ambicromozon pe striț, fie oaie cu cromozon 1 sein și unul pe și unul poate să fie recesiv și altul poate să fie, o genă poate fi recesivă și alta poate să fie dominantă. Dar sunt doar nouă posibilități. Și oricât s-ar împerechea oile și oricât ar tăia Iacob la nuiele, se repetă aceste nouă tipuri și nu poate să fie nimic nou, nimic nou sub soare, nimic nou în natură. Dar noi vedem că natura nu este așa. Natura este foarte diversă. Și, practic, mereu apar. Fiecare mir care se naște este deosebit de toate ele și toți miei din lume. Și fiecare om care se naște este deosebit de toți ceilalți oameni și care sunt sau care au existat. Din cauza aceasta, putem fi identificați după amprente sau ADN. Așa că, hai mai întâi să luăm uh, acest model. Acestea sunt legile lumii. dar așa cum le știm și se spune că am să la biologie, chestia cu boabe de mazare. Uh, dar, uh, uh, ceea ce este de remarcat este faptul că mulți creaționiști apelează la aceste legi ca să dovedească că nu este posibilă schimbare sau evoluție în natură. Și ideea este că, mă rog, orice oaie s-ar naște, este ori săină, ori pestriță, nu pot apară, nu pot să apară alte genuri de oi și alte gen de, de animale. Uh, să luăm un alt exemplu, să ne gândim că Adam și Eva, da? Adam și Eva uh, fac copii, dar practic, uh, din Adam și Eva are și câteva tipuri, dacă are și câteva tipuri, ca să ar fi și de mirare să iasă. Dar pe când la primit că au ieșit câteva tipuri de Adam și Eva, aceste tipuri s-ar repeta la nesfârșit. Am văzut odată un, e un CPU, un serial SF, uh, Bat uh, Battlestar Galactica, în care uh, niște roboți care sunt uh, monoteisti, uh, uh, distrug civilizații politeiste. Și acești roboți au fost făcuți. Uh, dar ceea ce este interesant este că roboții sunt doar 12 tipuri. Deci nu există niciun fel de varietate între roboți. Sunt uh, sentienți, uh, au corpuri biologice, deci sunt roboți, însă sunt doar 12 tipuri. În timp ce oamenii sunt, uh, au o varietate infinită. Și varietatea infinită a oamenilor pleacă de la faptul că nu sunt, de fapt, făcuți, ci sunt evoluați. Uh, și uh, probabil că unii consider că ar fi frumos, sau așa va fi în cer, că vom fi câteva tipuri de roboței și nimic mai mult. Dar uh, adevărul este că uh, Mendel uh, a descoperit uh, legile, uh, legile uh, eredității, însă cel care le-a studiat și le-a definit a fost Thomas Morgan. E, și iarăși, nu, nu, nu vorbesc aici de, de lucruri de, de ultimă oră, vorbesc despre ceea ce s-a făcut în prima jumătate a secolului 20, când Thomas Morgan creștea musculițe de oțet și e, observa felul în care scopul a fost să vadă care este mecanismul evoluției darvinene, plecând de la legile lui Mendel, de fapt. Și Thomas Morgan a descoperit că există un fenomen numit recombinare. Acum, recombinare, dacă vă uitați pe Wikipedia, la recombinare apare numai ceea ce o numim crossing over, atunci când doi cromozoni sunt față în față și mă rog, genele sunt organizate în alele și între, aceste, între gene în alele există legături chimice, dar se întâmplă că legăturile chimice traversează de la un cromozon la altul, așa că o genă trece de, pe un, de la un cromozon pe alt cromozon. Și asta face ca să nu există doar nouă tipuri de oaie în turma lui Laban sau lui Iacob, ci să apară mereu tipuri noi. Bineînțeles că cromozonii parentali sunt mai frecvenți decât cei care au fost recombinați și pe baza asta se poate face o hartă a istoriei e, genetice a unei specii. Nu despre asta ne ocupăm acum. Vreau să fac o demonstrație să nu vi se pare caragheasă. Imaginați-vă. Deci, așa cum am spus, recombinarea nu este doar nu este crossing over. În general, termenul este reshuffling și reshuffling este scos de la. este ceea ce fac eu acum. Rearanjarea cărților. În principiu, toate genele se pot recombina. Omul are 20.000 de gene circa 3 miliarde de secvențe, de litere. Ei bine, toate acestea se pot recombina. Există în, între animale multicelulare aproximativ 70, am 70 de mii de gene. Toate acestea s-au recombinat în, de la expulsa cambrionalului până acum de mai multe ori. Și vreau să fac o demonstrație ca să folosesc un model, da? un model și după aceea vom vorbi puțin despre, despre aspectul matematic al acestui model. Așa cum am spus, este împotriva bunului simț. Ideea că poate să apară complexitate sau că poate să apară diversitate în lume prin evoluție. Dar așa cum am spus, la fiecare nouă generație, la fiecare proces de meioză, se poate face o recombinare. Și de cele mai multe ori se face o recombinare. E că acestea sunt schimbări minuscule, la fel ca și mutațiile, care sunt schimbări nesemnificate, de minuscule. Dar una dintre întrebările care ne vă pune acum este dacă care este impactul unei astfel de schimbări minuscule în timp, repetată din punct de vedere matematic, nu din punct de vedere al bunului simț, fiindcă din punct de vedere al bunului simț se pare că nu poate să, să schimbe nimica. Și bunul simț ne spune că natura este neschimbată și nu se schimbă. Așa că imaginați-vă vă rog că uh, joc poker, da? Și iau cinci cărți. Bun. Și iau cele cinci cărți și mă uit la ele. O să vreau și dumneavoastră, dacă vă uitați la cărțile mele, am doi ași. Am o pereche de ași, am uh, un valet, am uh, un patru și un doi. Bun. Acum, câte cărți sunt? Cred că vreo 50 și ceva, nu știu, nu mă întrebați, da? Dar cert este că, întrebarea este care este probabilitatea ca fiecare carte să apară. Și este, sunt patru cărți de fiecare fel, împărțit la 50, dacă sunt 50 de cărți, nu știu exact sau 50 și ceva, împărțit la numărul total al cărților, avem probabilitatea. Ca să apară de două ori, se înmulțește se înmulțește numitorul deci se înmulțește probabilitatea așa că este la patrat ca să apară de, de cinci ori este la puterea cinci ori și așa mai departe deci uh, uh, vorbim despre uh, situații foarte improbabile dacă știți poker da. uh, nu mă aștept ca atunci când uh, scot această mână să-mi pice un uh, care de ași, un full sau o chintă royală pentru că este foarte improbabil. Dar acestea pică. Însă ce fac eu acum? În s probabilitățile și uh, văd că am doi ași. Așa că mă gândesc că dacă aș da jos trei cărți e posibil să am al treilea as. Aș putea să dau două cărți, să păstrez valetul și s-ar putea să mai pice un valet și un as uh, și să am în full. Însă este mai puțin probabil. Probabilitatea maximă este că dacă las trei cărți, să încată un, 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 un al treilea as, a, așa că iau trei cărți de aici și am un popă, am un 9 și am un opt. Și acum mi-este ciudă că este un opt 9 aproape mă gândeam la ochine, dar cel este că a rămas cu o pereche de as și cred că este prudent să nu, să, să nu merg mai departe. Când am o mână foarte tare. Bun. Ce legătură are asta cu oile lui, lui, lui Iacob? De fapt, fenomenul de recombinare, de crossing over, de reshuffling, sau de, sau de mutație chiar. Mutația ar fi mai degrabă ca un joc pe care îl bagi în cărți, bineînțeles. Acest fenomen este același lucru. În ce sens? Hai să ne imaginăm că Uh, cel care joacă poker, este un animal, o specie. Și uh, la fiecare preces de meioză, la fiecare uh, act de trecere de la o generație la alta, uh, este posibil să aibă loc o rearanjare. Și ca și mine, trage. Da? Deci animalul trage din ADN-ul care există. Și ca și mine, a lăsat jos trei și trage alte trei în speranța că va avea un aranjament mai bun. Sau poate are un aranjament mai bun, dar poate să apară un aranjament mai bun sau cum i-a mi picat mie, poate să nu apară nimic. Ce se întâmplă dacă îmi pica, să zic, un 3-aș sau un care de aș sau un full de aș Câștigam. Probabil că câștigat dacă altul nu avea cărți mai bune. Așa rămân la ceea ce am. E bine, în viață, în, în, în natură. Procesul acesta se întâmplă la fiecare trecere de la o generație la alta, la fiecare fenomen de meioză. Se întâmplă acest proces. Și uh, fiecare individ, a observat și Charles Darwin, a observat cu foarte multă finețe acest lucru, fiecare individ este la fel ca părinții săi, dar fiecare individ este diferit de părinții săi. Și această diferență poate să-l avantajeze sau poate să dezavantajeze. Să ne imaginăm, de exemplu, că uh, ceea ce este nou la individul care s-a născut, la noul pui care s-a născut, este o blană ceva mai groasă. Uh, aceasta îi dă avantajul să exploreze zone mai, mai friguroase și găsește acolo o nișă de vânătoare sau de păscut pe care alții nu au, așa că este un avantaj. Sau, din potrivă, dacă zona este caldă peste tot, este un dezavantaj, fiindcă consumă mai multă energie metabolică și, ca să se răcească, și, în cele din urmă, acesta este un, un dezavantaj. Dar acestea sunt uh, schimbări infime. Și, în general, uh, cel mai am zis dintre prietenii mei sau colegii mei recunosc că există microevoluție, recunosc că aceasta este microevoluția. Dar ei spun, uh, așa se nu duce la complexitate și nu poate duce la macroevoluție. Vreau să fac. Uh, iarăși o demonstrație pe care, a, de fapt, am luat-o de la marele paleontolog la Harvard, Stephen Jay Gould. Și anume, el a scris o carte numită Full House. Și Full House este ceea ce numim noi full la poker. Ne spunem prescurtat full. Dar, uh, ridic aceeași problemă. Care este... Mai jos că trag iarăși cinci cărți acum și cred că nimeni nu s-a așteaptă să împice un, uh, un ful de aș. Uitați, mi-au picat o pereche, no, un 8 și un 9, o, un popă, un as, mm, aș putea poate merge pe o chintă, să zic. Dar nimeni nu se așteaptă să împice de prima dată. Probabilitatea este foarte mică. Însă, dacă joc și are joc și are joc, până la urmă voi avea și careuri și uh, perechi și două perechi și uh, aranjamente de câte trei și toate configurațiile inclusiv schinta royală vor veni de fapt la un cazino. Uh, matematica este destul de exactă. La o mie de jocuri uh, este uh, cade să zic o chintă royală la câteva sute cade un care de aș. Deci uh, probabilitatea crește cu cât cu cât crește cu cât crește numărul de joc, numărul de tragere. Ce spune Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould a fost un mare paleontolog și un om cu o gândire, cu o gândire foarte, foarte ascuțită. Din punct de vedere matematic, spune el, nu există o tendință către progres în evoluție. Există o tendință către diversificare. Adică, rearanjând cărțile la nesfârșit, ceea ce obținem sunt forme noi, spunea Darwin, endless forms most beautiful. Apar mereu forme și forme noi. Aceasta însă e o tendință spre diversificare, nu e o tendință spre complexitate. Însă, cu cât joc de mai multe ori, cu atât mai des vor cădea configurații improbabile, deci complexe. Adică dacă am folosi uh, alt limbaj, am spune că uh, cantitatea de informație într-un care de-aș sau într-o chintă royală este mai mare decât în două perechi. Așa că, cu cât diversitatea crește, cu atâta crește, spunea Jay Gould, mica codiță de complexitate. Uh, și având în vedere că numai în lumea multicelulară avem uh, în istorie, în paleontologie, peste 100 de miliarde de specii, era de așteptat ca să evină și configurații complexe improbabile. Acum, întrebarea este, totuși bunul simț ne spune, că este imposibil ca să se ajungă la structuri atât de complexe, atât de bogate în informație, cum este creierul sau ochiul. Aici aș vrea să las la o parte cărțile, să iau tabla de șah. Și priviți tabla de șah, vedeți, îi puteți numera, numera patratele, sunt 64, așa cum știm cu toți. Deci 64 de patrate. Bun. Cunoașteți istoria cu cercetătorul care a venit la regele indian. Și a spus regele indian, regele indian a întrebat ce vrei și cercetătorul a spus, a luat un bob de mazăre, l-a pus pe prima pătrățică aici și a spus, împărate, vreau să, să dublez în fiecare zi bobul. Pui două bobe, pui patru pe următoarea pătrățică, propriului pe cealaltă pătrățică și așa mai departe. Aici aș vrea să observați un lucru. Când primim la această tablă de șah care e destul de mică și 64 de patrate, nu sunt mare lucru. Ne imaginăm, ne imaginăm că ar fi suficient să zic un pumn de grâu ca să satisfacă dorința cercetorului. Hai să zicem 2 sau 3 puncte de greu. De ce spun acest lucru? În general, imaginația noastră nu este adaptată să lucreze cu cifre mari. Cifrele mari, de fapt, nu ne spun nouă nimica. Și bunul simț, la care m-ar fi în la început, nu este adaptat să, să realizeze noțiunea de cifră mare, cifra astronomică. Așa că, dacă, din punct de vedere matematic, este 2 la puterea 64, da? Ceea ce nu ne spune nimic, este 2 și 64 deasupra, iarăși niște cifre. Hai să, să, vedem ce a făcut regele. Deci regele pune două boabe, Întâi, hai să începem cu două boabe de pe prima pătrățică, ca să ne fie mai ușor. Urmează patru boabe pe a doua pătrățică, 8 boabe, pormă 16 boabe, pormă 32 de boabe, nu-i mult. Formă 64 de boabe. Când ajunge la sfârșitul primei pătrățele. Însă. Deci, 64 de boabe. Dar când ajunge pe, pe pătratul 8, este 2 la pătratul 8 deja 256 de boabe. Hm. Nu este chiar atât de mult, dar mai mult decât să așteptar regele. Acum trece la rândul 2. Și mai, mai trec 8 zile. Și, uh, 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 și când ajunge la pătratul 16. E 2 la puterea 16 și este de la 65.536 de boabe. Să zicem că ajung la jumătatea tablei de șah. Și la jumătatea de tablei de șah este 2 la puterea 32. 4,832, da? 4,832 32 și este 4,2 miliarde de boabe. Acum, cred că aici are deja are o problemă. Dar se merge mai departe, și să ajungem la uh, rândul al cincelea. Și când a terminat, rândul al cincelea, deja este 1,9 trilioane de boabe. Uh, când este la pătrezeca 64, de la pătrea 64, i-am scris aici 18 trilioane, nu știu dacă am scris cu exact, nu știu dacă am nu numărat uh, zerourile bine, da? Uh, dar cert este că deja avem de a face cu cifre care nu ne spun nimic. Ce spune lucrul acesta? O creștere exponențială, bunul simț, nu ne spune că această, sau bunul simț și imaginația noastră nu poate să ne spună, că ne bazăm pe bunul simț, care este adevărata natura acestei creșteri. Și în cazul vieții, cum vorbeam, deci aici am 50 de cărți și sunt posibile 50 ori 50 combinații de cărți, dar cert este că sunt combinații mai probabile, combinații mai puțin probabile, însă gândiți-vă că când vorbim despre în, în lumea, în natură sunt se pare vreo 10 milioane de gene, spunea Andrew Craig. Însă, în, 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 în lumea animală multicelulară avem, avem cam 70.000 de gene cu care ne jucăm, cu care se joacă natura. Și este mult mai mult decât aici. E bine, Există posibilitatea, unor, pe măsură ce varie, variația crește, unor aranjamente mai bogate, informații mai complexe, chiar decât cele pe care le avem. Se spune. În inteligent design despre cascada coagulării sângelui, despre, uh, despre sistemul imunitar, despre complexitatea creierului, toate acestea par imposibil de atins. Bunul se ne spune că sunt imposibil de atins prin acumulări uh, progresive, dar uh, exemplul de șah ne arată că o creștere exponențială uh, în timp uh, poate să ducă la structuri uh, extrem de complexe pe care nu le putem, uh, nu le putem imagina că ar putea să vină printr-un proces natural. Acum mai să mă la Biblie. Pentru că mulți vor spune uh, că ceea ce spun eu dărâmă credința în Biblie. Eu nu vreau să dărâm credința în Biblie. Eu am folosit un model abstract matematic. Însă Biblia vorbește limbajul celor care au construit unul Babel. Adică limbajul bunului simț. Și o să mă întorc iarăși la istoria lui, lui, lui uh, Iacob. Pot învăța ceva despre evoluție din Biblie. fiindcă colegii mei îmi spun că Biblia ne spune despre creaționism și inteligent design. Mai întâi, Biblia nu poate să abordeze problema evoluției, creaționismul intelligent inteligent design, pentru că toate acestea sunt modele abstracte, chiar și creaționismul. model abstract. Biblia nu folosește modele abstracte. Dar mă întorc la mă duc chiar și la istoria lui lui Iacob. Dați-mi voie să, să deschid. Și uh, Iacob fuge din Mesopotamia și înainte de a fugi uh, o, da. așa, înainte de a fugi el vorbește cu cu uh, cu, soț, cu lui și spune așa voi știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea și toată vostru m-a de 10 ori mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Și când zicea el, miei pestri să fie simbria ta, toate ele făceau miei pestri, când zicea miei bălțați să fie simbria ta, toate ele făceau miei bălțați, Dumnezeu a luat astfel toată turma a tatălui vostru și mi-a Pe vremea când se înfirmânta, oile am ridicat ochii și am văzut în vis, în vis. Cățapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestriți și seini. Acum, întrebarea este, Ios, Iacov a văzut în vis sau Iacov a făcut inginerie genetică cu nuielele? Bineînțeles că nuielele nu, nu fac inginerie genetică. De fapt, ceea ce avem aici sunt două, așa cum avem mai multe evanghelii, cum avem patru evanghelii. Avem separe, trei geneze, sau cel puțin două geneze, care sunt împletite în același text. Și cele două texte sunt paralele. Dar cert este că Iacob spune că a avut o viziune și a văzut că, de fapt, țapii care păreau uh, a fi, mă rog, culoare mată sau cum se spune, erau săin sau pestriți. Și am putea spune, de fapt, aveau gene recesive, dacă vrea să folosim modul de la nu spun ca să spune Iaco. Spun că așa am putea interpreta noi. Cert este că aici Iaco face o afirmație. Dacă am vorbit limbajul geneticii, am spune că Dumnezeu dirigează uh, procesul evoluției. Îl dirigează într-o direcție. În cazul lui Iacov, avem un proces de microevoluție, în sensul că în populație se schimbă frecvența alelor. De fapt, definiția, cuvântul microevoluție este un cuvânt care îl folosesc adepții creaționismului încercând să împace capra cu varz. Nu există microevoluție, există evoluție. ce este evoluție? Este schimbarea frecvenței alelelor într-o populație. Apoi, schimbarea frecvenței alelelor într-o populație nu se ducă prea departe. Nu, La tabla de șah și vedeți până unde poate să ducă o, o schimbare exponențială pas cu pas. Dar uh, Dumnezeu a dirijat schimbarea frecvenței alelelor de miei, pestrici și sein uh, în populația turmei lui Laban, în favoarea lui Iacob. Așa că, pentru că schimbarea frecvențelor se numește evoluție. Dumnezeu dirijează evoluția. În al doilea rând, Iacov pune pune noiele cojite și provoacă mutații. Fără că nuiele, cojite nu fac mutații și nu sunt ingerie genetică. Dar putem accepta ideea că există mutații inspirate. Termenul nu mă aparține mie. Este un termen folosit în evoluționismul teist. Există mutații care sunt inspirate și mutații care sunt pur accidentale. Și alături de mutații accidentale, există mutații inspirate care sunt folosite pentru a dirija procesul evoluției, care nu este linear, este haotic. Uh, hai să luăm un alt exemplu. Aș vrea să mergem la Noul Testament. Există două texte care, pe care aș vrea să le citesc acum, din Noul Testament. Unul este Evanghelia după Matei, capitolul 13. Iată semnătorul a ieșit să semene. Pe când se el, o parte din sămânță a căzut pe drum și au unui păsări și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ bun și a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s au uscat. O altă parte a căzut între spini și spini au crescut și au necat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă, un grău te a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are o de auzit să audă? Așa că ucenicii care aveau o de dar nu înțelegeau, au venit să Uh, să-l întrebe și Iisus le spune, adevărat vă spun că mulți proroci și oameni preiți au dorit să vadă lucrurile care le vedeți voi. Nu le-au văzut și s-au de lucrurile pe care le-ați auzit și le-au auzit. Asta ce însemnează pildă asemănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cerul și răpește și așa mai, mai departe, uh, iar sămânța să căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă un greu de 200, altul 60, altul 30. Aici este un exemplu tipic de selecție naturală. Și ea aparține lui Richard Dawkins. Meritul de a, face, de a arăta că memele se supune același legi ca și genele. Adică același lucru de selecție naturală, de recombinare și așa mai departe. Cu alte cuvinte, dacă spunem că cuvântul despre împărăție este o memă, mema aceasta este supus unui, unui proces de selecție naturală. Dar ceea ce este important aici este că e, Isus în pildele să ne arată care sunt regulile împărăției cerurilor și Isus recunoaște că selecția naturală este un proces al împărăției cerurilor, ceea ce descrie Isus aici cu semnătorul este ceea ce a descris Darwin. Este o observație foarte fină a naturii. Pentru că aminte de Ellen White când spune că Isus a studiat Cartea Naturii și a învățat de din Cartea Naturii. Așa că Isus n-a fost omni. știent, cum, cum se spune? n-a avut o cunoaștere absolută a realității în întruparea lui. Isus a observat natura și ce a observat Isus în natura este că orice Plantă, orice pasăre, orice animal face mai mulți urmași decât, super, decât ajung să se reproducă după aceea. Și aceasta duce la un proces de, de selecție care selectează anumite trăsături. O altă uh, text pe care vreau să-l citesc este în Evanghelia după Ioan. Și de multe ori mi se spune că uh, moartea naturală nu putea exista înainte de căderea în păcat. Înainte de căderea lui Adam și Eva. Nu vreau să discut problema căderii acum, dar este aici un aspect teologic. Iisus ni se spune, nu putea să moară, pentru că moartea este pedeapsă pentru păcatele noastre și dacă moartea naturală există înainte, nu era o pedeapsă. Ca și cu moartea ar fi pedeapsa lui Iisus. Dar nu știu dacă ați observat că uh, nu găsiți prea mult în, în Noul Testament uh, despre pedeapsa înlocuitoare. Este foarte puțin. Și limbajul este cu siguranță mai mult metaforic decât ne închipuim noi. Însă iată ce spune Iisus. Este Ioan capitolul 12. Ne spune că niște greci dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic au vrut să-L vadă pe Iisus. Și nu, nu întâmplător aici este vorba de niște greci, fiindcă grecii erau cu filozofia. Și este momentul când Isus trebuie să depășească limitele evreilor, care nu le prea aveau cu filozofia, așa cum știm cu toții, nu gândeau abstract mai precis, și să vorbească cu grecii. Și Isus prezintă un model aici, vorbim despre modele, ne prezintă un model. Un model care este un model al ispășirii. Și ce spune el? Adevărat vă spun că dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă, uh, înțelegeți la ce se referă Isus aici. Uh, însă, observați că Isus se referă la o anumită lege a vieții. Nu există progres fără moarte, nu există evoluție fără moarte. Știți că există cel puțin două ființe, nu mai vorbesc de bacterii, da? Uh, bacteriile nu mor se divid. Sau mor când sunt omorâte, dar nu mor de moarte naturală, să zicem așa. Nu mor de moarte bună. Când există două ființe multicelulare care nu mor de moarte bună, cum zicem noi, sunt două meduze. Și atunci când ajung la maturitate, se întorc chiar și e un ciclu, se întorc chiar și la perioada de infantilă și au iarăși de la capăt. Deci nu mor. Însă, aceste specii, aceste populații, nu pot uh, trece prin acest proces de rearanjare, de reshuffling, de uh, uh, crossing over, de recombinare de mutație. Nu pot să progreseze. Așa că individul trebuie să moară, pentru că o spune ceva mai bună. Lucrul acesta se întâmplă biologic, se întâmplă și spiritual. Ioan Bătezătorul nu a murit pentru că... Uh, trebuia să plătească pedeapsa cuiva sau pentru păcatele sale, Ioan Botezătorul a murit pentru ca Isus să poată să crească, că el trebuie, a trebuit să scadă și să scăzut pe la moarte. Ioan Botezătorul a murit pentru că prejudecățile la iudaiza erau prea puternice și influența lui asupra era, era, prea puternică, așa că a trebuit să moară ca să facă loc pentru altceva. Moartea face parte din economia existenței, din economia naturii. Moartea nu este, nu este un blestem, ci Uh, trebuie să recunoaștem că moartea este o binecuvântare. Uh, de, există, uh, moartea nu e universală mai întâi, așa cum am spus, există animale multiculare care nu mor. Și bineînțeles că uh, multe animale uniculare care se înmulțesc asexuat nu mor. Uh, moartea apare odată cu mulțirea sexuală. Aici putem, putem despate mai mult, pentru că se pare că nu este foarte ideea adânci în Geneza cu privire la relația dintre moarte și sex. Dar asta rămâne pentru altă ocazie, dacă vom avea asemenea o ocazie. Ce vreau să spun acum? Nu știu dacă vă amintiți istoria lui Ulise, când a trecut printre sirene. Și Ulise a vrut să ascultă cum cântă sirenele, deci a de echipajului să-și pună dopuri în urechi. Dar el a vrut să rămână cu urechile eh, libere ca să audă cânte cu sirenilor. Însă, pentru că cântecul cu sirenilor era fascinant și cine auzea cântecul cu sirenilor se ducea și se lovea de stângi și se neca, acelul să fie uh, legat de catarc. Uh, așa că, ideea care vreau să vă propun este să nu cădem pentru niciun model, să cunoaștem uh, toate modelele, sau toate modelele, mă rog, să cunoaștem modelele principale uh, ale existenței și ale realității pe care uh, le folosește omul modern. Nu toate sunt în armonie, multe se contrazic între ele, dar asta nu are nicio importanță. Uh, un model nu, este, nu se suprapune perfect cu realitatea. Un model este o abstracție a realității. Un model este un model a realității care ne permite să operăm cu informațiile pe care le avem, atât teoretic cât și practic. Și uh, să fim legați de catarg. Adică să nu cumpărăm nimica. Putem să cunoaștem fiecare model, să-l înțelegem, să înțelegem logica și argumentele și în același timp putem să fim independenți de orice model. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că Biblia ca atare nu ne oferă modele științifice sau modele filozofice, nici măcar filozofice al realității, ci ne, ne, ne oferă narațiuni. Din cazul acesta, în primele trei secole a fost o mare problemă în Biserica creștină fiindcă Biserica Creștină a trebuit să creeze un model filozofic al, al Evangheliei, un model care să, cumva să corespunde narațiunea Evangheliei. Și acest model a fost uh, uh, dezvoltat de Origen, de Augustin, apoi a fost dezvoltat în dogmă, dogma fiind, prin definiție, o părere, care după aceea a devenit articol constitutiv, eclesiastic. Și evoluția asta se în orice biserică, inclusiv în biserica adventistă. Se pare că este un blestem de care nu scapă nicio, nicio formă de creștinism organizat. Însă, aș vrea ca săptămâna. Deci, astăzi am, am studiat uh, un model uh, care ne arată creșterea complexității în mod natural, prin recombinări aleatorii și cum creșterea diversității, de fapt. Tendința nu este spre complexitate și spre diversitate, dar creșterea diversității ca într-un match de poker implică momente, vârfuri de complexitate, de combinații improbabile, de informație. Ferește că acum de câte ori în jocul vieții se ajunge la un model de informație ridicată, O om de la capăt reface în jocul iarăși. plecăm deci, de la acel nivel de informație și are și o diversificare la cel nivel de informație și, iarăși, este un full house, ceva mai ridicat. le se Stephen Jay Gould foarte, foarte bine în cartea sa Full, full House și uh, el documentează cu argumente din, din paleontologie. Uh, de exemplu, uh, imaginele care avem noi în cărțile noastre de biologie cu calul, nu mai vorbesc de imaginea aceea a marșului progresului de la maimuță la omul peșterul, la om modern, dar mai ales imaginea aceea cu calul din cărțile biologie. Este, este o imagine falsă. Este o imagine foarte, foarte trunchiată, foarte simplistă, de fapt. Și nu este de mirare că creaționiștii au speculat foarte mult faptul acesta. Dar Gulte explică, de fapt, cum este problema cu calul. Calul nu evoluează, calul se diversifică. Apar multe forme de cal care are numai două copii de loc de trei. Și apoi, între aceasta, apare un full house, cel mai complex. Dar acesta ocupă o nișă care nu poate fi ocupată de alți cai, de alte specii de cal sau de strămoși al calului, de protocal. Și are și este o diversificare, să zic, calul cu o singură copită. După aceea este o, o altă, o altă trăsătură care cu mai, mai mare și aceasta îi protejează gâtul și se pare că este puțin că până la urmă când un cal e atacat de lup, de obicei când la prin lupii, este și mâncat, dar certe că Goam, coana creează un mic procent de, de o mică șansă de supraviețuire care, așa cum am arătat cu tabla de șah, se amplifică exponențial, din generație în generație. Așa că calul are coamă și așa mai departe celelalte de trăsuri ale calului. Deci vorbim de o diversificare de foarte multe forme de cal. Și pe această diversificare jocul se rea mereu de, atunci când apare un full house sau un care de ași deci o combinație mai complexă, mai multe informație. Și acest proces duce, de fapt, la o mărire a diversității și, în același timp, la o creștere a complexității și a cantății de informație în natură. Bun. Acesta este un model abstract. E un model matematic, chiar că n-am făcut matematic, n-am făcut cifre, dar, în principiu, modelul este matematic. Uh, uh, și este cartezian, ca să zic așa. Contrajește bunul simț. Bunul simț ne spune că așa ceva nu este posibil. Avem istoria lui Iacob cu oile și avem pilda asemănătorului și avem pilda grului care moare. Și iarăși aici nu găsim modele științifice. Poate că avem ceva reflexie filozofică în pildele lui Isus, dar forma de prezentare este foarte, foarte literară. Însă, în această, cu această ocazie am încercat să le raportăm la aceeași model științific. Al procesului aleatorii, care duc la creștere de complexitate. Să zicem, Bobul de Greu, care a supraviețuit, care a dat roadă, are ceva ce în au celelalte boabe. Pe că de la faptul că e Bob de Greu, ce omul care a primit cuvântul, da? Și acesta de roadă, acesta să se reproduce. Este o lege a, a naturii pe care Isus a văzut foarte bine că se aplică atât la lumea naturii, dar și la lumea memelor, să zicem, mă rog, la de lumea conceptelor și a valorilor și a ideilor și de fapt este modul în care s-a răspândit uh, Evanghelia. Uh, Așa ca cu ocazia viitoare, nu la viitoare, să discutăm un subiect uh, lăsăm uh, la o parte modelele, modelele științifice, vreau să discut despre un model teologic care este uh, foarte uh, dezbătut și contestat și are ramificații neașteptate de fapt. Proma Trinității. Și uh, are firește legătură cu afirmațiile Bibliei, dar, repet, modelul nu este în Biblie, că Biblia nu prezintă modele abstracte. Este un model nu științific, un model filozofic. Uh, aș vrea să discutăm uh, care este natura acestui model și care sunt ramificațiile lui, nu numai din punct de vedere teologic, dar mai ales care sunt ramificațiile lui uh, umaniste și filozofice și social, social-politice chiar dacă vreți, uh, în lumea modernă. Uh, pentru că Trinitatea are ramificații neașteptate în lumea modernă și în gândirea modernă. Așa că ne vom vedea săptămâna viitoare. Prea la revedere!